Bună seara, bine ne-am regăsit la Dilemele Zilei. În această seară o să discutăm despre ceea ce se întâmplă, să spunem, în domeniul sportiv, deși este impropriu spus. O să discutăm despre pandurii, afacerea pandurii. Pentru că, o numesc afacere, pentru că în jurul pandurilor se învârt foarte mulți bani. Sunt vehiculate sume foarte, foarte mari. Ei bine, la pandurii treburile nu mai stau chiar așa bine. De ce? Pentru că am văzut aseară un meci care a dus echipa pandurii pe locul 6 în clasament. În urmă cu ceva vreme, pandurii Târgu Jiu au fost vicecampioni ai României, au jucat în Europa League. Ei bine, acum ceva nu merge în jocul acestei echipe. Dincolo de teren și dincolo de gardurile stadionului sunt foarte, foarte multe acuze. Acuze din partea actualilor acționari către foștii conducători ai echipei, către fostul președinte Marin Condescu. Acesta din urmă nu a avut o reacție, însă o să-i rog pe colegii mei să încerce în această seară să ia legătura și cu dumnealui. De ce? Pentru că persoanele pe care le-am contactat astăzi au făcut anumite acuze. O să vedem imediat materialele. Președintele Consiliului Județean, Ion Călinoiu, l-a acuzat pe Marin Condescu că este de vină cam pentru tot ceea ce se întâmplă la Pandurii. O poziție mai echilibrată a avut-o actualul președinte al clubului, Mihai Prunariu. El a spus că, de fapt, suporterii s-au obișnuit cu rezultate bune și este foarte greu să se obișnuiască și cu cele mai puțin bune, dar că echipa va merge în continuare și nu se pune problema retrogradării. O să vedem în această seară cine pe cine acuză. Nu știu dacă o să aflăm cine are dreptate și cine nu. De ce? Pentru că sunt și anumite probleme care au ajuns pe masa anchetatorilor, adică la poliție. Vom afla ce se întâmplă la Clubul Pandurii abia după ce anchetatorii vor da un verdict. În această seară, alături de mine, în platoul Dilemelor Zilei, este un jurnalist sportiv. L-ați citit mai bine de 10 ani de zile, îl citiți și acum în ziarul Gorjului, Aurel Măceșanu. Bună seara! Mulțumesc foarte mult, Rică, pentru că ai acceptat invitația noastră. Trebuie să spun că am formulat aceeași invitație și oamenilor care se ocupă de destinele fotbalului din județul Gorj. Unii dintre ei au răspuns telefonic, alții nu, însă o să avem puncte de vedere telefonic de la cei pe care noi i-am contactat astăzi. Ce se întâmplă cu echipa Pandurii? Am văzut aseară reacții foarte dure ale suporterilor. S-a cerut demisia antrenorului și au fost acuzați cei care conduc acum clubul, inclusiv acționarii. În tribune a fost și domnul Laurențiu Ciurel, reprezentantul acționarului majoritar, Complexul Energetic Oltenia, a fost și domnul Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean, unul dintre asociații Clubului Pandurii. A fost și domnul Mihai Prunariu, actualul președinte. Nu au stat oamenii din tribune să facă diferența între ei și i-au cam huiduit la grămadă. Trebuie să vă spunem de la bun început că Pandurii Târgu Jiu nu are acționari. Are asociați. Exact. Pandurii Târgu Jiu este o asociație cu membrii asociați. Ce se întâmplă la Pandurii Târgu Jiu este greu de spus și va fi greu de spus în continuare. Însă lucrurile nu sunt liniștite, nu sunt așezate. Eu pot concluziona decât spunând că este haos. Este un haos, din punctul tău de vedere. La Pandurii, de ce spui la Pandurii este haos. Problema este foarte complexă, nu ține numai de domeniul sportiv. Intervine politicul, intervine economicul,
Pandurii Târgu Jiu, așa cum spuneai și tu, au devenit o țintă pentru mulți în ultima vreme și multe persoane nu s-au gândit ce înseamnă a prelua Pandurii Târgu Jiu. Nu s-au gândit, nu le-a dus capul sau au fost rău sfătuite. De ce? Pandurii Târgu Jiu venea după o performanță extraordinară. În mod normal, era logic pentru un om, apropo ai zis că sunt ziarist sportiv, mă ocup și de sport, în mod normal la orice echipă, la orice formație, în orice sport, după un asemenea, pe o asemenea performanță, intervine un recul. De ce spun asta? Pentru că jucătorii încep să fie văzuți la nivel înalt, încep să fie doriți și nu-i mai poți ține la Târgu Jiu pe un salariu care e oricum mult mai mic decât în alte părți în România, ca să nu mai vorbim de faptul că în Târgu Jiu un fotbalist, o familie, nu are o școală atât de pretențioasă să-și ducă o drazla, soția, prietena, nu are unde merge la shopping și multe altele. Ideea de bază a mea este că din greșeală, din prostie, prosti sfătuiți, unii oameni au făcut o greșeală politică colosală. Greșeala au zis, asta politică, și care ar fi greșeala asta politică? S-a mers pe principiu, s-a mers pe principiu la Pandurii, totul e bine, totul e frumos, dacă noi preluăm Pandurii, suntem noi și noi frumoși, suntem și noi bine. Un transfer de imagine, spui era tu, absolut că necesar. Ar fi fost vizat? Era au mai clar, spus colegi jurnaliști. Numai pentru cine nu judecă, nu își poate seama, își da seama că asta s-a urmărit de altfel. Economic, Gorjiu este la pământ. Vedem cu tot statistica, minus 28%. Ce putea să mai ridice un anumit elector? Și atunci spui tu că au încercat domnii politicieni să mai ia prin sport niște procente. Îți dau un exemplu foarte frumos, foarte clar. Citeam în Academia Cațavencu, ucrainienii sunt fericiți că s-au alipit de Rusia Crimea, după ce Rusia au trimis tancurile în Crimea. Așa se întâmplă și la Pandurii Târgu Jiu. Toată lumea se aștepta ca în Târgu Jiu să fie fericită după ce PSD-ul a pus mâna pe echipă. Asta e evident. Însă problemele au multe substraturi și nu aș vrea să fie acuzați niște oameni care efectiv nu au avut decât binele acestei echipe. Și spun asta pentru că se pune problema de ce Mihai Prunariu. Eu nu știu de ce, m-a întrebat un coleg de presă, domnule Sandu Boc, domnule Cutare, de ce n-ar fi venit la Pandurii? De ce Mihai Prunariu? Păi Mirela în condițiile în care Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj, cel mai puternic om din județul Gorj, nu s-a implicat în fotbal de atâția ani de zile, nu a ajutat fotbalul în Gorj. Păi cum să vină Sandu Boc sau alt om de fotbal la Pandurii? În condiții în care Laurențiu Ciurel își tratează angajații așa cum îi... De fapt, haideți, te rog să mă scuzi, îmi amintesc un titlu din presa din decembrie, ianuarie, care spune, o declarație a domnului Călinoiu, care spunea, o să vin la Pandurii și o să fac ordine. Păi dacă asta e ordine, vă rog să mă scuzați. Da, acum, într-adevăr, Consiliul Județean este printre asociații clubului Pandurii Târgu Jiu. Noi am vorbit astăzi și cu domnul Călinoiu. Vreau să te rog să-mi dai voie. Consiliul Loc Județean Gorj și acum, domnule Călinoiu, puteți să vă supărați pe mine și toți oamenii dumneavoastră, toți
oamenii care vă învață de atâta bine de nu mai putem, trebuia să participe la rezultatele echipei Pandurii, indiferent dacă la conducerea clubului se afla fiul dumneavoastră sau eu, sau cel mai mare dușman al dumneavoastră. De ce? Pentru că, domnule președinte, vă spun în calitate de cetățean al acestui județ, echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu a fost singurul vector care a dus Târgu Jiu în mod pozitiv în Europa. În rest, nimic. Deci dumneavoastră erați obligat ca până acum să participați, nu ați făcut-o. Oamenii de fotbal de asta s-au oferit de Pandurii Târgu Jiu. În momentul de față, Pandurii Târgu Jiu au o pantă care, pe care par să stagneze sau chiar să o ia un pic în jos. Spuneai tu că, în general, sunt astfel de etape, da, în evoluția unei, în evoluția unei, da, echipe. Exact. Cei cu care noi astăzi am stat de vorbă, și domnul Călinoiu, dar și domnul Mihai Prunariu, spuneau că de vină au fost acele tranzacții. Acele tranzacții prin care jucători buni, considerați valoroși pentru echipa Pandurii Târgu Jiu, au fost vânduți. Și, pentru lotul actual de vină este Marin Condescu. Haideți să lămurim acest aspect. Vreau să fiu foarte imparțial, foarte corect față de toți cei implicați în această ecuație. 1. Împărțim în două probleme soarta Pandurilor. A fost acea campanie de presă, pe bună dreptate sau nu, așa cum spuneai și tu, în cazul Marin Condescu, a furat, nu a furat, a prejudiciat clubul. Asta o să vadă anchetatorii până la urmă. Instanța urmei. O să dea un verdict. Și punctul 2 este latura sportivă. Deci, luăm exemplu, noi, dacă suntem puțin deschiși și privim în lume, găsim răspunsurile. Luăm exemplu marele club de fotbal Bayern München, unde președintele clubului a fost recent condamnat la 3 ani de închisoare, dar asta nu a însemnat că asupra clubului, asupra jucătorilor, asupra structurii clubului s-a exercitat o presiune mediatică, politică sau de altă natură. Unul la mână, lăsând problema Condescu, pe care o va rezolva instanța. Din ce am înțeles astăzi, domnul președinte Prunariu mi-a spus că în 2 săptămâni o să avem pe masă un audit care o să... Îl avem prin telefon chiar acum pe Mihai Prunariu, președintele clubului Pandurii Târgu Jiu. Bună seara! Bună seara și invitatului dumneavoastră. Mulțumim că ați acceptat să interveniți telefonic în emisiune, domnule Prunariu. Spuneți-ne, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, jocul din ultima perioadă al echipei Pandurii Târgu Jiu și mai ales meciul de aseară a fost cauzat de ce anume? De un lot subțiat, de un lot slab? Sau pentru că, așa cum spunea Rică Măceșanu aici în studio prezent, sunt și astfel de, momente în parcursul unei echipe? Da, ambele explicații sunt valabile. Faptul că în ultimii 3 ani de zile Pandurii a pierdut foarte mulți jucători importanți, 5-6 jucători de națională, plus alți jucători importanți de la alte naționale din Europa. Asta, într-adevăr, face ca rezultatele să fie mai puțin bune. În plus, vedeți, vorbim despre un rezultat important. Suntem vicecampioana României. Cred că este cel mai bun rezultat pe care Pandurii poate să-l obțină. E greu să câștigi campionatul, pentru că sunt echipe care investesc mult mai mult în sport, în fotbal în principal, și care își doresc să câștige campionatul. Normal că după o performanță extrem de importantă și participarea în Europa League, în grupele Europa League, să scadă un pic performanța. Cine practică sportul, cine se uită la sport, știe că este și acest aspect. Nu poți să urci mai sus decât poți maxim. Și atunci există și un regres. Normal, avem și jucători accidentați extrem de importanți. Matuleviciu este unul dintre jucătorii
care a scris foarte multe jocuri pentru echipa noastră. A plecat și Eric, care era un jucător extrem de important și care în momentele cheie sau grele ale echipei dădea un gol și stabila învingătoarea. Toate lucrurile astea au concurat la faptul că avem și un regres în ceea ce privește rezultatele din ultima vreme. Dar eu am speranța că tot împreună își va reveni și Matulevicius cu aceiași jucători pe care i-am preluat de anul trecut, să crească rezultatul și să stabilim un obiectiv important. Tot uităm că anul trecut, când echipa a obținut locul 2, a fost un concurs de împrejurări favorabil nou. Petrolul Ploiești a făcut egal acasă pentru cu Mediașul, dacă ar fi învins, ar fi trecut peste noi în clasament, iar Astra a pierdut în ultima etapă. E ok, e foarte bine lucrul acesta, dar trebuie să ne limităm și să gândim ce vrem să facem în viitor. Cu un buget. Și am jucat etapa trecută, vă dau un exemplu, am jucat etapa trecută cu Astra, cu Astra Giurgiu la ei. Stăteam de vorbă cu oamenii din conducerea de acolo, anul trecut au făcut investiții de 4 milioane de euro în jucători. Noi anul trecut și anii precedenți am cumpărat mașini de vreun 1,5 milioane de euro. E greu să, din punct de vedere al performanței, să concurez pe Astra. Totuși am jucat de la egal la egal și numai un ghinion a făcut ca echipa noastră să nu marce prima dată, să scriem noi. Și vă spun că am fi plecat cu cel puțin un punct de acolo. E, lucrurile astea se adună. Dar dacă avem răbdare, cu o construcție în timp, cu creșterea și unor jucători de la centru de copii și juniori, cu aducerea unor jucători de valoare la club, eu spun că vom avea rezultate an de an. Spuneți-mi, vă rog... Sau mai spuneți-mi o dată, pentru că într-adevăr am mai vorbit telefonic, au fost și știri pe acest subiect. Cum vedeți dumneavoastră reacția tribunelor? Pentru că spuneam aseară, au existat suporteri nemulțumiți de evoluția echipei și au existat suporteri care au acuzat actualii membri ai adunării generale a acționarilor și conducerea clubului sportiv Panduri. Și dumneavoastră faceți parte din această conducere. S-a cerut o demisie și au fost niște huiduieli. Haideți să nu exagerăm. Au fost unul, doi care au strigat jos Prunariu, jos nu știu mai cine. E normal. S-a strigat și jos Pustai, Grigoraș. E un lucru normal. În momentul în care oamenii sunt obișnuiți cu o performanță înaltă, așteaptă de la Pandurii Târgu Jiu rezultate și un joc frumos. Nu se poate. Noi uităm, vedeți, istoria tot timpul se uită. În ultimii ani, până la venirea lui Eugen Pârvulescu, a lui Grigoraș și a lui Pustai la echipă, noi ne-am retrogradat de vreo 3 ori și ne băteam la retrogradare în fiecare an, pe bugete extrem de mari ale clubului. Și acum, pentru că am participat în Europa League și pentru că am terminat pe locul 2, lumea are pretenții. E normal lucrul acesta, dar nu ne deranjează. Problema este că trebuie să jucăm. Problema că trebuie să facem spectacol la Târgu Jiu și oamenii trebuie să ne iubească ca și până acum. Te rog, Rică, ai vrut să intervii. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, domnule Măceșanu. Ce vreau eu să vă întreb, dumneavoastră, sincer, cu mâna pe inimă, cât din copii, grupele 95-96, care evoluează în mare parte pentru Pandurii 2, îi vedeți dumneavoastră peste un an, doi, în echipa mare? Păi, domnul Măceșanu, știți foarte bine că, virgulă, că acești copii 95-96 au trecut și pe la selecționat Under 16 pe Asociația Județene de Fotbal. Și vreun an de zile ne-am ocupat și noi de ei. Sunt niște copii talentați, numai dacă aș spune de cocină, pițian... Da, foști campion național, domnul președinte. Cum? Foști campioni naționali. De acord. Dănăricu, Negrescu și mulți alții... pot să, oricând să debut. Ei au fost în anticamera echipei mari. Noi am făcut deja o schimbare și știți foarte bine că toți acești juniori, toți acești copii de valoare, talentați, joacă la Pandurii 2. Am fost împreună cu staful tehnic vinerea trecută la Turceni și am văzut. Copiii sunt senzaționali, trebuie să avem răbdare cu ei, trebuie să crească și marea bucurie, nu numai a mea, și a dumneavoastră, a tuturor gorjenilor, ar fi ca într-un viitor apropiat să avem 4-5 jucători la echipa mare, pentru că trebuie să ne creștem și copiii noștri.
Nu că aș avea eu ceva împotriva străinilor, dar am un patriotism local și mi-aș dori ca... Domnul președinte, vă rog. Cu respect vă întreb, am crescut, i-am văzut pe copiii aceștia crescând, îi știu foarte bine, la mulți dintre ei le cunosc și familiile, însă bănuiesc că l-ați văzut pe acel Vulceanu de la Steaua. Da. Avem și noi un Vulceanu? Acum talentele se nasc rar, dar vedeți, sunt mulți copii care s-au născut talent și au murit speranță. Cea mai mare problemă, nu numai în fotbal, în sportul românesc și în general în sport, este trecerea de la juniorat către seniorat. Sunt foarte mulți copii și vă dau exemple și de atleti, și de luptători și de boxeri, care au fost campioni naționali la categoria lor de vârstă la juniori și când au ajuns seniori s-au pierdut. N-au rezistat psihic, s-au întâlnit cu alți sportivi mult mai valoroși și n-au avut aceea răbdare nici ei, nici antrenorilor, nici conducătorilor să facă această trecere. Nu îmi cereți acum să vă dau exemple. Eu mi-aș dori lucrul acesta. Începem să investim în centru de copii și juniori. Am creat un Pandurii 2 pe criteriu de performanță. Vreau și îmi doresc cel mai mult, repet, să văd 2-3 de la Pandurii 2 la Pandurii 1. Vreau să vă spun că am discutat cu Cristi Pustai. Vor fi și doi jucători juniori de la Pandurii 2 care vor face deplasările cu Pandurii 1. Pentru a-i crește... Este foarte adevărat și în cantonamente. Da, și în cantonamente. Astăzi, tristețea mea mare este că Andrei Pițian s-a accidentat, i-a sărit iar umărul, el are o problemă cu umărul și trebuie să găsim o soluție să rezolvăm domnul acest președinte, lucru. Domnul președinte, am și o problemă cu băiatul ăsta, care de altfel a ajutat de foarte multă vreme pe Pandurii, Adrian Bogoi. Cât a fost implicat domnul Pârvulescu, să trecem la alt subiect, în aducerea lui Bogoi la Pandurii 2? Știți că sunt un om sincer. Eugen a luat decizia aducerii unui antrenor... În condițiile specific în care Bogoi habar nu avea de jucătorii de la Pandurii 2, Târgu Jiu. Deci încă o dată, decizia a fost luată, eu nu venisem la club, de Eugen Pârvulescu, Adrian Bogoi a jucat la Pandurii Târgu Jiu și și-a dorit să fie un antrenor din afară, pentru că atunci când aduci un antrenor din interior... Există foarte multe interese, nepotisme și intervenții. Și atunci a vrut să creeze această structură pe criteriu de competență și nu pe criteriu de prietenie și, eu știu, nepotism. Deci, spuneți-mi, domnule Prunariu, în momentul de față, din lotul pandurilor, câți foști copii de la juniori sunt? Unde? La Panduri, la echipa mare. În momentul de față, niciunul. Niciunul. Și atunci, cum puteți să spuneți că vă bazați pe această pepinieră? Pentru că, spuneam, este oricum o perioadă grea, spuneați și dumneavoastră că lotul ar trebui îmbunătățit, ori nu știu dacă pot aștepta Pandurii, echipa mare, dacă poate aștepta câțiva ani să se formeze niște jucători care nu se știe dacă pot fi preluați de echipa mare Pandurii, nu se știe dacă se vor ridica la performanța impusă. În momentul de față, iată, nu este niciun fost junior. Noi am preluat această echipă, acest club, de foarte puțin timp. Vrem să, dacă vorbim de sport și dați-mi voie să vă spun că mă pricep la acest fenomen și la acest sport. Noi am spus că vrem să construim. Sunt doi jucători, au fost în permanență la echipa mare, au și debutat. Andrei Pițian a jucat, de exemplu, la Niepru. Și Dănăricu a fost în vederile antrenorului. Dar noi vrem să construim lucrul ăsta pe o perioadă mai lungă de timp. Nu mâine v-am spus că vreau să-i văd. Facem un proiect. Am înțeles, dar dacă echipa nu se întremează cumva, nu credeți că pot apărea probleme? În momentul de față, cei drept pe locul 6 stau confortabil, Pandurii. Stau confortabil, dar dacă ar mai coborî un pic, nu știu dacă ar mai sta la fel de confortabil. Păi la ce vă referiți cu confortabil? Adică nu-și fac probleme. Păi nu, stați, iar uităm istoria, vreți să o mai repet, v-am mai spus și mai devreme. Cei care iubesc sportul
Microbiștii o știu cu siguranță. Adică iubitorii sportului. Bun, ok. Atunci haideți să pornim de la alt capitol. Capitolul bugetar. O echipă cu un buget pe care noi l-am calculat anul acesta, în jur de vreo 5 milioane de euro. Este o echipă care, de locurile, să zic, 4-7. Cam aici unde suntem noi. Dacă vorbim de un buget cu care s-a cheltuit, pe care s-a, mă rog, s-au cheltuit anul trecut peste 9,4 milioane de euro și am intrat și cu datorii de 1,5 milioane de euro anul acesta, adică 11 milioane de euro. Eu dacă mâine mi se asigură un buget de 11 milioane de euro, vă promit că ne batem an de an la titlu. Pentru că numai Steaua poate mai are buget peste noi și Astra. Da. Domnul președinte, dacă facem o evaluare corectă a banilor și a bugetului despre care vorbim și vorbim de performanță, facem noi n-am adus decât jucători liberi de contract, ne-au plecat cei mai buni jucători și în loc n-am adus nimic și v-am dat comparația cu Astra care a cheltuit 4 milioane de euro. Acum, jucător bun, să știți că au tot plecat de la Pandurii, pentru că nimeni nu cumpără un jucător care nu este bun. Tot timpul, în atenția cluburilor care își permit să facă tranzacții, intră jucătorii care fac performanță, jucătorii buni. Dar știți ce voiam să vă întreb? Dumneavoastră a spus că, eu știu, cu actualul buget, dumneavoastră vă permiteți să vă încadrați pe locurile 4-7. Eu vă întreb dacă obiectivul echipei mai este Europa League. Pentru că de pe locul 7, nu știu dacă... Dată, vorbim de ani competiționali. Vedeți, la fotbal, anii competiționali sunt începând din septembrie și continuând cu anul următor. Nu sunt ani calendaristici. Noi am luat o echipă la mijlocul campionatului și va trebui să o ducem până în vară. În vară vom trebui să avem discuții și cu Consiliul de Administrație, și cu AGA, și cu suporterii noștri, cu toată lumea, ce ne propune la Târgu Jiu. Suntem un oraș mic. Nu avem o forță extrem de mare financiară să ne batem. Putem crea un buget din achiziții și vânzări de jucători care să ne asigure o stabilitate. Cu sprijinul CEO și celorlalți membri din AGA, putem aduce supliment. Dar, repet, trebuie să facem o strategie nu pentru 3 luni acum sau 2 luni când mai sunt până la sfârșitul campionatului, ci pentru un proiect pe 4-5 ani de zile cu ținte clare, cu lucruri foarte clare. Așa vorbim vorbe și toți ne dăm cu părerea, e cel mai simplu. Dar acest plan pe care îl faceți dumneavoastră pe o perioadă mai lungă, din câte îmi dau eu seama, se referă la supraviețuirea echipei sau la ținerea ei pe linia de plutire? Nu, haideți să nu le confund. E vorba de o strategie. Ce vrem să facem la Târgu Jiu? Vrem să avem o echipă de locurile 4-7, cu un buget de 4-5 milioane de euro, este ok. Vrem să ne batem la titlu, să locurile 1-2, atunci trebuie să suplimentăm bugetul. Lucrurile astea se pot face în două feluri. Ori raportul de capital sau banii pe care îi aduc cei din AGA, sau să stabilim un proces clar de, repet, de cumpărări și vânzări de jucători, să cumpărăm pe bani puțin și să vindem pe bani mulți pentru a crea un buget mai mare. Da, depinde, repet, ce ne dorim. Dorim și copii de la centru și de copii. Păi, și dumneavoastră juniori. Trebuie să ne spuneți ce vă doriți, pentru că nu omul de rând poate să decidă la clubul Pandurii. Da, tocmai vă spuneam că din vară încolo vom face o strategie după ce ne vom consulta toți factorii de răspundere, de conducere și cu oamenii de fotbal. Pentru în, momentul de față mergeți pe ce strategie dacă o creați abia în vară? Înseamnă că am vorbit degeaba și n-ați priceput. Deci, mai spuneți-mi odată, n-am priceput. Bun, vă repet, până în vară obiectivul nostru este locul 4 pe care l-am stabilit. Noi nu putem în această perioadă nici să mai aducem jucători, nici să mai vindem jucători. Da? Cu echipa pe care o avem, vom vedea dacă ne vom clasa pe locul 4. După care, în vară, se va termina campionatul. Atunci pleacă jucători, vin jucători, e perioada de transferuri, atunci vom crea un buget pentru campionatul 2014-2015, pe cele propuse și spuse de mine anterior. Din vânzări și transferuri de jucători, din aportul membrilor AGA, din diferite sponsorizări, dar nu pot acum să vă spun că nu știm acum ce strategie să vedem, cine rămâne până în vară, cine pleacă de la Pandurii.
Da. Mai ai vreo întrebare, Aurel? Da, domnule președinte, dumneavoastră, până la urmă, puneți în aplicare deciziile AGA, așa cum se întâmpla și în cazul domnului Condescu. Și am stat și am ascultat foarte atent ce a spus dumneavoastră. Sunteți un om de sport, știți ceea ce vorbiți când este vorba de sport? Și din nefericire am tras o concluzie. Am tras concluzia că domnul Ciurel și domnul Călinoiu au vrut efectiv doar îndepărtarea lui Marin Condescu de la echipă, neavând pusă la punct o strategie care să ducă pandurii tot în cupele europene. Pentru că orice om sănătos la cap, cu tot respectul, domnul președinte, în momentul în care preia o afacere, o activitate, orice, o funcție de conducere, urmărește să depășească un anumit indicator. Din câte văd eu, nu este o strategie pusă la punct. Se va pune, vezi, doamne, la vară. Până la vară se pot întâmpla multe. Apropo, nu știu dacă ați auzit, circulă zvonul că pe la CEO se va intra în incapacitate de plată din luna mai. Nu există nicio dovadă în acest sens. Există un zvon. Trebuie să te contrazic. Deci nu există. Bine, deci, ce vreau să scot în evidență? Scoteam în evidență faptul că oamenii de la CEO n-au venit și au pus într-un cont banii. Băi, oameni buni, uitați banii pe anul ăsta. Asta am vrut să scot în evidență. Domnișoara, dacă mă rog, vă rog. O singură rugăminte. Domnul Măceșanu, sunteți într-o eroare și vă și explic de ce. Obiectivul nostru, v-am spus, este locul 4 pe care l-am stabilit. Noastră, spuneți acum că trebuie să depășim locul 2. Și eu v-am spus încă de la început. Da, domnul președinte, care nu duce... Eu v-am spus că e greu ca vreodată pandurii Târgu Jiu, indiferent de finanțare, să ajungem pe locul 1. Ne-am propus anul acesta să terminăm pe locul 4, din vară să facem o strategie pentru viitorii 4-5 ani de zile. Domnul președinte... Nu, și rugămintea mea este să mă ascultați până la sfârșit. Deci nu există emisiune. Eu, împreună cu directoratul din cadrul clubului, facem strategia clubului și o propunem spre aprobare Consiliului de Administrație și AGA. Deci nu invers. Funcție de bugetul asigurat, funcție de ce vom mai avea bani din vânzări de jucători, vom face o strategie și vă spun că vom fixa și un target. Locul 2, locul 3, locul 5. Da, mi-e greu să spun acum, pentru că nu știu ce vânzări de jucători vor fi în vară, ce jucători aducem și... Încă o dată, nu poți face strategia acum în mijlocul campionatului. Că eu acum am venit la club, n-am venit mai devreme, nici mai târziu. Domnule președinte, vă cunosc ca un om corect, un om la locul dumneavoastră, un om onest. Cu sinceritatea pe care vă caracterizează, în momentul de față, dumneavoastră ați paria un leu din bugetul familiei dumneavoastră că echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu o să prindă cupele europene? Nu, eu n-am jucat niciodată la pariuri și nu îmi place sportul ăsta. Dar eu am încredere și, repet, dacă vom ocupa locul 4, înseamnă că echipa reconstruită pe același schelet pe care îl vom avea cu 1, 2, 3 implanturi, sau dacă nu, va trebui să facem o selecție, să vedem din vară cine va rămâne la Pandurii și cine va pleca. Să nu fie prea târziu. Domnul Măceșanu, încă o dată, să nu uităm trecutul. Să nu uităm trecutul. Cu bani mulți am retrogradat. Dați-mi și mie o șansă să demonstrez că vreau dar să fac chiar dumneavoastră știți foarte bine că din partea mea aveți tot respectul și aveți o șansă. Eu mai am o singură întrebare pentru domnul Prunariu, pentru că ne apropiem de finalul acestei prime părți. Domnule Prunariu, spuneți-mi dacă numirea dumneavoastră sau propunerea dumneavoastră la Clubul Pandurii a avut vreo legătură cu politicul. Nicio legătură cu politicul. Discuția și propunerea, știți că eu sunt reprezentantul CEO în Consiliul de Administrație. Dar fără a fi angajat al CEO. Cum? Dar fără a fi angajat al CEO. Păi n-are nicio legătură cu angajarea CEO, că în Consiliul de Administrație poate să reprezintă oricine CEO. Cazul meu.
Eu am avut o ofertă și o propunere din partea directorului general Laurențiu Ciurel, știindu-mă om de sport, și a zis vreau să construim ceva la Panduri. Asta a existat între noi, nicio discuție cu politicul și nici cu alte persoane. În momentul în care mi-a pus și a zis vrei să ne angrenăm să facem la Panduri o echipă frumoasă și bună, am zis da și mi-am asumat această responsabilitate. Și eu cred că vom construi această echipă în decursul timpului. V-am întrebat asta pentru că domnul Ion Călinoiu spusese cu ceva vreme înainte că vă susține pe dumneavoastră Mihai Prunariu pentru această funcție. Asta încă de când era Marin Condescu președinte. Și cu domnul Călinoiu n-are nicio legătură cu politicul. Mă știe că lucrez de foarte mult timp. Domnul Călinoiu nu are legătură cu politicul? Nu. Numirea mea de pe n-are legătură cu politicul. Mă cunosc cu domnul Călinoiu, mă știe ca un de sport. Sunt de 15 ani, de peste 15 ani, conduc un club al Ministerului Tineretului Sportului cu mai multe ramuri. Mă ocup de Asociația Județeană. Am o experiență în domeniul ăsta. N-are nicio legătură cu politica. Și v-am mai spus, dacă cumva problema faptului că eu, fiind membru al unui partid politic, creează de servicii clubului Pandurii Târgu Jiu, sunt oricând dispus să-mi dau demisia. Nu e asta o problemă. Să vă dați demisia de unde? De la PSD-ul. Deci sunteți dispus să vă dați demisia de la PSD? Bineînțeles, am și declarat-o. Mâine am întâlnire cu ministrul Tineretului și Sportului vis-a-vis de jobul meu de acum, de la clubul Pandurii, clubul Ministerului Tineretului și Sportului. Și știți foarte... Eu ce declar, mă, și țin de cuvânt. Dar eu am niște angajamente cu niște oameni și nu pot să le întorc spatele în momentul în care eu mi-am văzut sacii urcați în căruță. La ce fel de angajamente vă referiți? Păi am un contract de muncă cu Ministerul Tineretului și Sportului. Vă referiți la celălalt loc de muncă al dumneavoastră. Exact. Și doi dar spuneți-mi, dar, domnule Prunariu, dacă numirea dumneavoastră nu are nicio legătură cu partea politică, un proiect... A întrebat de altfel și colegul meu, Rică Măceșanu. Un proiect aveți depus în acest sens? Un proiect pentru Clubul Pandurii Târgu Jiu. Ce intenționați dumneavoastră să faceți? Cum o să duceți Pandurii spre rezultate bune și așa mai departe? Cred că am vorbit degeaba. Păi, mi-ați spus că o să depuneți un proiect în vară, dar până atunci, că totuși dumneavoastră conduceți acest club. V-am și spus și pașii care urmează să se facă, să vedem pe ce loc... Există un proiect scris, depus undeva, că este la CEO, că este la Consiliul Județean, că, nu știu, la Clubul Pandurii? Deci, încă o dată, sunt niște pași de făcut, eu am venit de o săptămână. Mâine depunem dosarele de licențiere. Vreau să vă dau în premieră și un lucru. Astăzi a venit OK-ul de la UEFA, că suntem în regulă cu licențierea și cu toate punctele astea. Uite, v-am dat-o dumneavoastră în premieră. Am stabilit niște pași. Trebuie să creez o echipă la Pandurii să văd după aceea ce preiau. Pentru că așa se face când preiei un nou loc de muncă, trebuie să știi ce preiei, despre ce e vorba și cum e. Și vă promit când voi face proiectul că prima dată vi-l dau dumneavoastră. Dar nu pot să-l fac în momentul de față pentru că nu știu despre ce e vorba. În ceea ce este bugetul clubului, în ceea ce privesc banii și să vedem strategia pe care vrem să o facem. Că nu o stabilește Prunariu. Trebuie să stabilim mai mulți oameni și oameni de sport din județul ăsta. Cine? Inclusiv pe Rică Măceșanu, vreau să-l capacitez. Dom'le, ce vrem noi ca locuitori ai municipiului și ai județului? Cine s-a ocupat de documentația pentru licențiere? Toată lumea e implicată la club în momentul de față. Adică și cei pe care i-ați luat și au lucrat și cu fostul regim, cu ghilimelele de rigoare. Că dumneavoastră sunteți doar de o săptămână, ne-ați spus. Da. Și răspunsul pe care l-ați primit de la UEFA? Deci, încă o dată, ca să pricepeți dumneavoastră, sunt două lucruri distincte. E vorba de licențierea de la UEFA. Trebuie să mai vină niște bani de la UEFA, unde noi trebuie să depunem un proiect vis-a-vis de auditul financiar, și care astăzi a fost trimis la auditorul financiar recunoscut de UEFA și acreditat și el ne-a dat ok-ul, iar mâine vom depune documentația pentru obținerea licenței pe plan național și sunt foarte multe dosare și toată lumea a avut o contribuție și a muncit la acest dosar.
De multe ori sunt copii pe care trebuie să le iei, sunt niște volume, ce să vă spun, sunt peste 1000 și ceva de pagini care trebuie depuse la toate. Sunt mai multe criterii, juridic, infrastructură, financiar, sportiv, de fiecare care cu un dosar. Am înțeles. Astea trebuie depuse. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate la și la revedere. Și o să revenim cu discuția aici în studio.